Bine v-am regăsit, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Sunt gazda dumneavoastră, Sorin Luca, și astăzi un nou episod din frumoasa campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Creștem și învățăm împreună. Cum gestionăm teama de eșec? Încă din copilărie, așa cum am mai spus, suntem învățați să fim cât mai competitivi, să avem rezultate cât mai bune la școală sau în activitatea socioprofesională, să ne raportăm doar la succes, pentru că succesul ni se pare cumva firesc și de așteptat în viața noastră, dar fără să știm să ne raportăm la ceea ce înseamnă eșecul și mai degrabă cum să gestionăm eșecul sau teama de eșec. Ce facem cu așteptările noastre, cât sunt ele de realiste, vom fi oare judecați, ce va spune lumea despre ele, merită să încercăm de fiecare dată să fim perseverenți și să nu ne lăsăm afectați de consecințele eșecului. Cu siguranță, această mentalitate, acest pattern, acest tipar, noi îl transmitem și copiilor noștri. Indiferent că vorbim despre relația părinte-copil, despre relația cu partenerul de cuplu sau că vorbim despre activitatea noastră socioprofesională, relația cu colegii, subalternii sau superiorii, felul în care ne raportăm la eșec sau la realizările noastre și așteptările noastre ne definesc rolurile și tiparele relaționale și, de asemenea, comportamentale în viața noastră de zi cu zi. Astăzi este alături de noi și vom vorbi, așa cum am spus puțin mai devreme, despre felul în care reușim să gestionăm eșecul cu Claudia Jimeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală. Îi mulțumim foarte mult că este alături de noi și, ca de fiecare dată, venim și cu o recomandare de carte. Este vorba despre disciplină cu dragoste și limite, soluții practice și liniștitoare pentru frecvente probleme de comportament din copilărie, de Jerry Wyckoff și Barbara Yunil. Claudia, cum ar trebui să ne raportăm la eșec atunci când vorbim și despre copilăria noastră, așa cum spuneam eu puțin mai devreme, pentru că până la urmă venim cu niște pattern, niște tipare relaționale, moștenite, bineînțeles, prin educație, și când spun moștenite, pun ghilimele de rigoare, pentru că nu sunt moștenite neapărat genetic, venim cu aceste tipare din copilăria noastră, din interacțiunea cu părinții noștri. Și e foarte posibil ca anumite moduri de a ne raporta la eșec noi să le dezvoltăm și în relația de adult, așa cum spuneam mai devreme, indiferent că vorbim despre colegi sau despre colaboratori, că vorbim despre partenerii de cuplu sau că vorbim despre copiii noștri, relația cu copiii noștri, sunt foarte multe mame, cel puțin am auzit acest lucru destul de des, care se culpabilizează și se auto-învinovățesc. Probabil că nu sunt o mamă foarte bună. Și asta vine cumva și dintr-un soi de credință limitativă. Dacă eu în copilărie nu am fost încurajat de părinții mei, nu am fost susținut, nu am fost motivat, e posibil să-mi dau seama că de fapt nu sunt suficient de dezirabil, de bun, în anumite roluri sociale pe care eu le voi avea în calitate de adult. În cazul în care voi avea copii, ce fel de părinte voi fi pentru copiii mei? În cazul în care voi avea o relație, o căsnicie, ce fel de partener voi fi eu pentru partenerul meu? La fel, relația cu părinții noștri sau cu alte persoane care sunt, să spunem, în zona noastră de proximitate și cu care interacționăm mai des. Bună, Sorin, și mulțumesc mult pentru invitație. Ca să răspund la întrebările tale, ideea este că eșecul este felul sau faptul că eu simt un eșec în viața mea este rezultatul unui cumul de situații, un context în care eu trăiesc, în care există într-adevăr niște credințe pe care le am și sunt eu cea care percepe acel eveniment ca un eșec. Da? Pentru că dacă vorbim, de exemplu, de un divorț, sunt persoane care îl trăiesc ca eșec, sunt persoane care le trăiesc ca eliberare. Adică divorțul în sine nu este nici eșec, nici eliberare.
este o despărțire dintre doi oameni. Dar această despărțire e trăită de fiecare persoană într-un anume fel, în funcție de ceea ce are înăuntru, de așteptările sale, de dificultățile pe care le are, de resursele pe care le are, de idei pe care le-a format înainte de. Da? Deci poate să fie că eu renunț la un job la care eu nu mă simt valorizată și pentru mine va fi asta un eșec foarte mare, pentru că în mintea mea eu consider că dacă n-am fost suficient valorizată, a fost un eșec al meu. În niciun caz nu pun într-un context mai larg în care să zic poate șeful meu nu știe să valorizeze. Dar eu îl trăiesc ca eșec pentru că eu posibil consider că sunt eu singură responsabilă în chestia asta și dacă n-am reușit, este eșecul meu. Deci sunt tot feluri de chestii pe care le avem noi înăuntru legat de credințele noastre, de așteptările noastre, de încredere mai mare sau mai mică pe care o avem, de dificultățile pe care le avem în contextul prezent. Toate acele lucruri pe care le purtăm noi din copilărie încoace, care la un anumit moment se angrenează într-un anume fel și dau un rezultat. Rezultatul va fi felul în care eu voi percepe situația, atitudinea pe care voi avea vis-a-vis de acea situație și această atitudine cu această percepție vor da un anumit comportament ca rezultat. Da? Deci asta așa foarte în mare. Deci dacă luăm că percepția mea despre eșec în viață este creată de credințele mele și de emoțiile mele și de experiențele mele anterioare, eu pot să modific percepția mea, pot să modific credințele mele și pot să modific și emoțiile pe care le am dacă știu cum să le gestionez. Și atunci noi schimbam atitudinea noastră vis-a-vis de trecutul nostru, deci schimbam relația pe care o avem noi cu noi înșine și cu trecutul nostru și asta va da ca rezultat o schimbare a percepției și atitudinii noastre prezente vis-a-vis de evenimente. Deci eu am lucrat cu multe persoane, de exemplu, care au trecut prin diverse experiențe dificile sau traume una după alta și considerau că și-au ratat viața sau că totul este un eșec, că degeaba se descurcă sau etecă, sau trageau diferite stări de depresie, de furie, de în urma acestor evenimente. Dar când, după ce au lucrat și au învățat să gestioneze emoțiile altfel, să gestioneze altfel gândurile lor, să se asculte mai bine, să poată să facă curățenie interioară, atât cognitivă cât și emoțională, au început să schimbe atitudinea lor, au început să să aibă o altă atitudine vis-a-vis de ei, vis-a-vis de familie, vis-a-vis de relații, vis-a-vis de job, etc. Și atunci nu mai vedeau acele situații care la început generau, să zicem, depresie, de catastrofale, pentru că începuseră să vadă și partea pozitivă și ce au învățat și cât de puternici au fost. Și toate aceste schimbare, normal că a adus o stare nouă în prezent, în care ziceau, băi, dacă am reușit până acum, în orice situație, în orice să zicem, într-o situație dificilă în viitor pe care pot să-mi imaginez, știu că o să fac față pentru că deja am făcut față la toate astea. Și am instrumente acum prin care eu pot să reușesc. Deci este o schimbare de atitudine, în primul rând, vis-a-vis de anumite situații pe care noi le consideram eșec sau nu le consideram eșec, știi? O să zicem că la o facultate cineva a picat un examen. Și poate să-l treacă. A, ok, deci data viitoare o să învăț mai mult, să văd sau mi s-a făcut o nedreptate, îmi gestionez nedreptate, încerc să văd să rezolv ce se poate și după care accept, integrez situația și merg mai departe. Dar pentru altcineva poate să fie o tragedie atât de mare încât să facă o depresie. Deci nu este ce se întâmplă în exterior, este felul în care trăim noi ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru, ceea ce va determina percepția mea sau emoția de eșec sau non-eșec vis-a-vis de o anumită situație. Crezi că între eșec și așteptări
sau să spunem, pe lângă așteptări și o toleranță mare la frustrare, există un raport. De ce? Și dau acum un exemplu imaginar. O persoană care are o toleranță destul de crescută la frustrare. Și o persoană care are, în general, de la viață așteptări realiste, da? Probabil că percepția asupra eșecului va fi diferită de o persoană care are o toleranță mai scăzută la frustrare, când are poate sentimentul că tot pe lumea asta îi se cuvine, și în egală măsură se raportează în mod diferit la eșec, având așteptări foarte mari, adică așteptări nerealiste. Și atunci există aici o contrapondere între cele două situații. O persoană cu o toleranță crescută la frustrare și cu așteptări realiste versus o persoană care are o toleranță. Și aici mă gândesc foarte mult și la, apropo de credințe limitative și de tipare, mă gândesc la copii. La copii foarte răsfățați sau la copii foarte răzgâiați, la copiii care mofturoși, care, eu știu, la primul plânset sau la primul țipăt sau la prima strigare, părintele imediat îi satisface acele nevoi și el se obișnuiește tot timpul să primească. Atunci, probabil și că în postura de adult are cam aceleași expectații, aceleași așteptări. Da, deci, într-adevăr, deci faptul că noi știm să gestionăm anumite situații și știm ce să facem cu frustrarea noastră, să zicem, va crește gradul nostru de încredere în noi, în primul rând, și vom simți altfel valoarea noastră, pentru că știm să gestionăm o chestie. Bineînțeles că asta se învață și din copilărie. Da? Am reușit să desenez ceva și mi-a ieșit bine. Da? Dar ca să-mi iasă, am trecut prin niște eșecuri, între ghilimele. Adică am încercat să desenez, nu știu, un Mickey Mouse și nu mi-a ieșit nasul cum trebuia. Și am încercat din nou. Copiii au capacitatea asta. Ei repetă și repetă până când le iese, când sunt mici. După ce încep programele și alte lucruri. Dar un copil mic încearcă până când iese. Sau se plictisește și reia mai târziu. Dar ei încearcă până când le iese. Pentru că ei nu trăiesc asta ca un eșec. Ei văd ce le iese, ce nu le iese și data viitoare mai încearcă până când le iese. Da? Deci, ei gestionează, într-un fel, frustrarea lui că nu i-a ieșit. Dar nu e o tragedie, pentru că nu îl văd ca un eșec. Da? După care învățam că dacă nu-mi iese, mama țipă sau tata țipă. Și eu nu vreau să țipe. Și atunci trebuie să fac bine. Și atunci încep să leg anumite lucruri în interiorul meu, astfel încât, la un moment dat, poate să-mi fie teama de ce o să zică tata și mama, ce o să zică șeful sau șefa, ce o să zică alții când eu fac ceva. Pentru că eu am interiorizat că dacă fac ceva și nu iese repede, cineva se supără și eu nu vreau să se supere și intru în acest conflict care se poate perpetua în partea adultă. Și atunci, dacă eu când sunt copil și părinții mei știu să-și gestioneze ei frustrările. Și mă învață și pe mine să-mi gestionez frustrările, adică în loc să mă ferească de frustrările, mă învață cum să gestionez frustrările mele, crește toleranța mea la frustrare. Pentru că știu ce să fac cu ea. Știu că nu se termină lumea și că nu dispare restul, că viața continuă mai departe. Și atunci asta mă ajută să cresc toleranța mea la frustrare. Știu, de exemplu, dacă, ca și copil, eu îmi doresc o păpușă și părinții mei mă învață ca să strâng banii pentru păpușa mea, eu nu doar exersez toleranța mea la frustrare, pentru că eu vreau acum și mă frustrează că nu pot să mă ajuc acum, dar
mă învață să fiu perseverentă, mă învață să fiu disciplinată, mă învață să, cum să realizez dorințele, etc. Toate lucrurile astea, pentru că eu le învăț, câștig la nivel de încredere. Ceea ce va compensa frustrarea. Am mai muncit, am mai pus bani, mai am puțin să-mi iau păpușa, etc. Și dezvoltă tot felul de alte capacități, autonomie, independență, etc. În momentul în care eu am luat păpușa mea, prin eforturile mele, nu doar am dezvoltat toleranța la frustrare și nu mai văd evenimentele care s-au petrecut de când am vrut până când mi-am luat păpușa ca un eșec. Pentru că am reușit să strâng banii, am reușit să muncesc, am reușit să fiu disciplinată, am reușit să am păpușa mea prin eforturile mele proprii. Și atunci îmi construiesc altfel încrederea. Și bineînțeles, mă voi juca cu mai mult drag, voi avea grijă de păpușa mea pentru că a ieșit din eforturile mele. Da? Deci e o serie de lucruri care se construiesc. Dar, din păcate, se întâmplă că mulți părinții feresc copii de frustrări. Și îi realizează toate dorințele ca să nu sufere. Da? E o intenție foarte frumoasă. Nu zic că nu. Toți părinții vor că copiii lor să fie fericiți și să sufere cât mai puțin. E o dorință firească. Dar rolul unui părinte este să crească, să educe un copil ca să poată să fie independent și autonom. Și asta include gestionarea emoțiilor. Include realizarea dorințelor. Include nu-ți dau asta și nu se treci peste situația asta astfel încât să fii tu din nou echilibrat. Și dacă eu îi realizez dorințele tot timpul, ei nu capătă toate aceste abilități. Și în plus crede că este suficient să-și dorească ceva, că lucrurile să se întâmple. Și atunci ajung la birou, mai târziu, și ei cred că e suficient să se prezinte la birou ca să fie plătiți. Pentru că e suficient. Nu există altă setare. Asta este atitudinea. Dacă eu vreau o mărire de salariu, trebuie să mi se dea. Și complet nedrept că nu mi se dea, dar nu fac un raport între ce vind ca serviciu și plata pe care o primesc. Și cum să negociez asta? Pentru că n-am învățat. Pentru că totul mi s-a realizat. Și faptul că viața ne pune în situații, la școală, cu colegii, cu profesori, cu tot ce se întâmplă, cu notele, etc. Când suntem copii, creează tot felul de situații în care noi putem să intrăm în contact cu toate emoțiile noastre, să învățăm să le gestionăm, să învățăm să le facem față și să creăm o atitudine pozitivă vis-a-vis de acele lucruri. Asta nu înseamnă un clopot de cristal în care totul este bine. O atitudine pozitivă înseamnă să învăț să văd partea pozitivă în lucrurile bune care mi se întâmplă și să văd partea pozitivă din lucrurile mai puțin bune pe care mi se întâmplă. Jumătatea plină a paharului. Da, dar nu doar asta. Pentru că de multe ori am observat că o atitudine pozitivă sau o gândire pozitivă este confundată cu gândirea magică și negarea a părții negative. Da? Mă doare genunchiul. Nu mă doare. Eu sunt bine. Știi? Mă fac că nu mă doare, că, în speranța că va trece. Asta nu e o gândire pozitivă. Este o gândire magică. Eu cred că e suficient să mă gândesc ca să se materializeze, ca să se realizeze. Nu depun un efort pentru a materializa, a realiza acel lucru. Dar e o gândire magică. Nu știu... Cineva, nu știu, nu s-a purtat politicos cu mine pe stradă. Știi? Și eu neg chestiile astea. Mă fac că nu există. Dar lumea e frumoasă. Știi? Aia e gândirea magică. Lumea poate să fie și frumoasă, dar are și partea cealaltă. Deci, o gândire pozitivă, o atitudine pozitivă vis-a-vis de viață, înseamnă să pot să văd din acea situație, vorbim de situații negative, care le considerăm noi negative în viață. În situația asta, eu văd ceva pozitiv. Mă duc la serviciu și sunt fix la timp și am pierdut tramvaiul.
normal, frustrare, frică sau ce mai trăiește fiecare. Ce e de pozitiv acolo? În faptul că am pierdut tramvaiul și probabil o să ajung târziu la birou. Deci dacă eu reușesc să văd partea negativă, am pierdut tramvaiul, și să văd și partea pozitivă din faptul că am pierdut tramvaiul, da? Nu știu, că poate am fost ferită de ceva, că, nu știu, fix atunci m-am întâlnit cu cineva care mi-a dat o recomandare pentru mama care e bolnavă. Deci trebuie să vedem contextul. Dacă eu reușesc să văd partea pozitivă și fără să neg partea negativă și să mă centrez pe partea aia pozitivă, o să am acele resurse necesare ca să rezolv, ca să clarific sau să fac ceva cu partea aia negativă. Da? Deci, gândirea pozitivă și atitudinea pozitivă este cum fac față situației prezente când văd partea plină și partea goală a paharului, centrându-mă pe partea plină a paharului. Și atunci avem mai multe șanse să trecem peste. Ok, nu am acum mașinuța pe care o vroiam. Ce e de pozitiv în asta? Că pot să mă joc cu un coleg, că pot să dezvolt creativitate, că pot să găsesc alte lucruri de făcut, că am resurse să fac altceva, că pot să învăț să gestionez emoția mea și asta mă va ajuta mai încolo. Deci sunt multe lucruri pozitive în ceea ce noi vedem negativ. Dificultatea este că noi focusăm atenția noastră doar pe acele părți negative. Și atunci, acel 1% de negativ va cântări mai mult decât 99% tragic. Da? Deci este un lucru care se învață. Deci, de aceea eu consider că e important părinții să poate să învețe pe copii cum să facă față frustrărilor, nu să-i ferească de frustrări. Da? Pentru că învață. Acum, ziceai, am raportat de așteptări și ceea ce avem și cum ne raportăm la eșec. Da, există o legătură, dar și dau un exemplu. Un copil care învață el, da? Fără să fie controlat de mama sau de cineva, să-și facă temele, el va învăța că dacă își face temele, are un beneficiu și dacă nu își face temele, nu va avea un beneficiu. E firesc. Îi se va cere tema, n-are tema, probabil proful îl va mustra. Sau, în alte cazuri, îl mustrează și țipă la el, sau îi scade nota, sau copiii râd de el. Tot ce se poate întâmpla într-o clasă. Dar el învață chestia asta. E important să învețe cum să facă față. Adică, din ceea ce a făcut, ce a fost bine și ce i-a lipsit să obțină ceea ce vroia, raportat la așteptare. Copiii vor să învețe puțin, să ia 10. Și atunci, ei, dacă învățăm că învățatul puțin, șansele să iau nota mică sunt mari, dacă el vrea o notă mare, crește raportul de învățat. Dar nu pentru că îi controlăm, ci pentru că el asta își dorește, pentru că asta e consecința. Dar asta înseamnă să-i lăsăm pe copii, mai ales în clasele mici, să aibă aceste eșecuri, să vadă ce se întâmplă. Dar acolo intră altceva. Imaginea mea de mamă și imaginea mea de tată. Cum să-l las pe copilul meu să se ducă fără temă? Cum să-l las pe copilul meu repetent? Cum să-l las, știi? Dar mie mi se pare mult mai util că un copil să rămână repetent în clasa 1 decât în clasa 12 sau să aibă eșecuri la birou. Știi? Pentru că învățăm raportarea. Și atunci când lucram eu cu adolescenții pe partea asta, ei știau că cer puțin și lucrurile se fac puțin și lucrurile se rezolvau. Pentru că părinții îi feresc de tot felul de lucruri. Îi rezolvă multe probleme. Să nu mai zicem că mulți părinții fac temele copiilor. Exact la asta mă gândeam și eu. Și atunci ei nu învață cât efort este necesar să depună pentru a obține ceea ce își doresc. Și atunci, încetul cu încetul,
învățam și să gestioneze frustrare și să gestioneze timpul, astfel încât el să poată să obțină ceea ce îți dorește și să obțină de asemenea rezultatele muncii sale sau deciziilor lui. Nu învăț, asta este rezultatul. Mulți copii, de asemenea, o să copieze și o să aibă o notă bună, dar ei știu că au copiat. Undeva acolo chestia asta rămâne. Deci este foarte subtilă chestie, pentru că, de exemplu, un bebeluș. Bebelușul învață cum sunt lucruri. Dacă vrea să coboare din pat, el vrea să coboare cu capul înainte. Și ce facem noi? Luăm bebelușul, îl punem sus. Dar nu le învățăm cum să coboare. Nu îl punem invers să coboare cu picioarele, să vadă cum e. Nu îl luăm cu capul în jos și să-l ducem să simtă că ajunge cu capul înainte și că face poc. Îl ferim. Dar el nu învață cum să gestioneze corpul astfel încât lui să-i fie bine. Sunt primele setări care merg mai departe. Dacă îl învățăm să se țină. Îți dau un alt exemplu. Un copil care învață să meargă. Știi? Încă stă în funduleț și învață să se țină de câte ceva, să se ridice în picioare. Este exemplul perfect pentru raport așteptării rezultat. El crede că dacă se ține de, nu știu, față de masă, față de masă îl va ține și când se ridică pică tot cu față de masă. Și atunci învață că nu ține. Învață că senzația aia înseamnă că nu e potrivită. Și atunci începe să găsească și o să găsească perdeaua, de exemplu, și simte că ține. Și atunci se ridică. Da? Va lua pantalonii sau fusta mamei, va lua canapea sau picioarele de la scaun și începe să potrivească, să simtă cum forța lui, cu eforturile lui, îl ridică. Va învăța cum să meargă tot așa. Cât de mult poate să ducă piciorul, cât de stabil este și va raporta ceea ce își dorește el să facă cu ceea ce poate el să facă până iese. Da? De aceea eu consider că premergătoare, de exemplu, sunt arhinocive. Pentru că nu învață toate aceste lucruri. În schimb, învață, și asta este jocul preferat a bebelușilor la premergător, ia holul cel mai lung din casă, aleargă să facă buf pe peretele. Și nu se întâmplă nimic. Și atunci este o setare pe care el o să o aibă în viață. Că el poate să se dea cu capul de pereții și nu o să pățească nimic, doar că în situațiile de viață, de zi cu zi, o să se dea cu capul de perete. Pentru că n-ai învățat. Și atunci va trebui să se reorganizeze, să se reașeze. Deci sunt setările pe care le avem noi înnăscute să facem față la tot felul de lucruri de când suntem bebeluși. Creștem și la școală. Deci, mergem mai departe și repet. Sunt proiecțiile sau situațiile în care noi am trăit care zic că dacă eu fac ceva, ceva tragic se întâmplă. Adică pentru un copil de 5-6 ani să se supere maică-sa pe el este tragedia cea mai mare. Pentru că el încă este dependent de ea total. Înțelegi? Nu zic mamele să se abțină să se supere. Că este dreptul lor să zică, da, sunt supărată, că nu-mi convine ceea ce ai făcut. Dar pe lângă asta este necesar să învățăm că supărările vin și supărările trec. Că nu din cauza supărării el are nevoie să depășească acea frustrare și că frustrarea se depășește altfel. Și că exersând poate să aibă un rezultat mai pozitiv conform dorințelor lui. Și așa mai departe. Da? Deci suntem responsabili de ceea ce avem înăuntru, de tot ceea ce suntem. Și este important să păstrăm acest raport, indiferent dacă suntem părinții și copii. Da, eu am dreptul să fiu supărată că m-am supărat, că n-am toate rănile și situațiile mele din viață rezolvate. Dar asta nu este din cauza copilului. El nu este rău, nu este etic, ci eu nu știu să fac față
la situația prezentă, pentru că încă mai am de rezolvat alte lucruri. Dar pot să le trăiesc în mare eșec. Sunt mulți părinții care vin la mine și zic, păi dacă copilul e așa, înseamnă că eu am eșuat. Și nu este așa, este că n-ai învățat cum să-l educi astfel încât el să poată să fie mai echilibrat și tu să fii mai echilibrat în rolul tău de părinte. Tot felul de credințe și situații. Înțelegi? Pentru că mulți părinți nu știu să spună nu, nu știu să fie fermi, nu știu să pună limite. Și asta va împiedica copilului să poată să facă față frustrărilor, pentru că nu are limite. Deci nu va învăța că există și cum se face față sau ce se întâmplă. Dacă eu sunt frustrat și cât îmi ține? Îmi ține o oră, jumătate de oră, două zile, cinci zile? Știi? Nici părinții la fel. Deci toate aceste lucruri se cumulează și încep să văd eu acele tragedii și mai târziu pot să am o atitudine în care orice ce mică greșeală pentru mine este tragică și atunci normal. Frica de eșec, frica de a greși, frica de a fi judecat, frica, așa, pentru că eu nu mă consider suficient de bun, nu mă consider că merit, mă consider rău sau mă consider incapabil sau neîndemânatic, dar nu pentru că sunt neîndemânatic, ci pentru că eu nu am exersat îndemânarea. Da? Sunt mulți copii care cresc că trebuie să învețe și atâta tot și trebuie să pe scaun toată ziua și să învețe și să fie cu minte și să nu țipe și să nu facă galarcie, să stea ca o statuie pe scaun. Și ei învață că dacă stau, totul, toată lumea e bine. Și că dacă se mișcă ceva, nu e bine. Știi? Că se stresează mama, că tata țipă sau etică. Și atunci el stă. Și ajung la job și zic, păi eu am făcut ce mi-ai zis. Dar scrie în fișa ta de post să faci și asta. Pentru că înțetarea de bază este asta. Și atunci el poate să trăiască, să trăiască acele mustrări sau acele atenționări de la șef ca un eșec. Pentru că așa s-a setat de când este mic. Acum, după ce conștientizăm aceste setări pe care le avem, noi putem să facem ceva să le schimbăm. Dacă vrem. Nu este vina părinților, nu este vina șefului, nu este vina lui Dumnezeu. Nu. Noi suntem perfect capabili să modificăm ceea ce avem în interiorul nostru. Tot. Gândurile noastre, emoțiile noastre, inclusiv fizicul nostru, astfel încât să ne fie bine. Este important să găsim acele modalități potrivite pentru noi pentru a realiza acele schimbări și acele modificări. Dar asta înseamnă să ne asumăm pe noi cu totul. Da? Sigur, multe situații să le vom trăi ca un eșec. Dar asta nu înseamnă că nu putem schimba acele setări. Când mă formam, când terminam facultate și făceam niște cursuri de formare, formatorul meu avea o vorbă și zicea, ceea ce ne-au oferit părinții este ceea ce ne-au oferit. Ceea ce am primit și ce am luat de la el, de la ei, este ce am primit și ce am luat de la ei. Dar, de când devenim adulții, ceea ce facem cu ceea ce am primit de la ei, este responsabilitatea. Intră responsabilitatea noastră, da. Exact. Deci, vrem să ne plângem de mila, să ne distrugem viața, ne plângem de mila, ne distrugem viața. Vrem să luăm partea bună și să construim viața noastră, luăm partea bună și construim viața noastră. Vrem să schimbăm, nu ne convine modelul pe care l-am primit de cuplu, de învățat, de gestionat, nu contează. S-ar să găsesc acele modalități, repet, potrivite pentru mine la momentul X sau la momentul Y. Că la un moment dat poate să fie X modalitate bună pentru mine și peste 2-3 ani să o folosesc fără niciun rezultat. Și nu înseamnă că este un eșec, nu înseamnă că tehnica este proastă, înseamnă că nu mi se potrivește. Sau pentru a doua situație din momentul Y nu mai este potrivită și este necesar să caut altceva. Și din fericire acum găsim 3500 exponențial tehnici, metode din toate felurile.
Deci este necesar doar să căutăm, să vedem ce putem face și cum putem face cu programările pe care le avem. Dragii noștri, am vorbit despre teama de eșec, am vorbit despre așteptări realiste versus așteptări nerealiste, am vorbit despre toleranța scăzută sau toleranța ridicată la frustrare. Alături de noi a fost Claudia Jimeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală, și am discutat și pe marginea cărții Disciplină cu dragoste și limite, soluții practice și liniștitoare pentru cele mai frecvente probleme de comportament din copilărie, de Jerry Wyckoff și Barbara Iunil, o carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald, carte care de asemenea se află în campania online Creștem și învățăm împreună. Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Mulțumim Claudiei Jimeno. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!